Urmărire ca în filme pe drumul național 18 azi dimineață la Vișeul de Jos Maramureș. Polițiștii de frontieră au efectuat semnalele regulamentare pentru a opri un autoturism înmatriculat în Franța. Șoferul a ignorat semnalele și în loc să oprească a apăsat pedala de accelerație. Polițiștii de frontieră au trecut la urmărirea autoturismului. La un moment dat, șoferul a intrat cu mașina într-un șanț de pe marginea drumului, a coborât de la volan și a fugit în pădure, scriu cei de la actualmaramureș.ro. Bărbatul este căutat de polițiști de frontieră. În autoturism, aceștia au găsit baxuri întregi de țigări de contrabandă, toate de proveniență ucraineană.